înainte ca Oana să vorbească cu invitata noastră, Oana. La mulți ani. Mulțumesc frumos. Un semn de primăvară. Sunt primele flori pe care le primesc de 1 martie, 8 martie, așa că sunt superbe. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Ce frumos, succes. Foarte frumos. Uite, întotdeauna, apropo de primele flori primite, ținând cont că soțul este în Austria și da, tu ești aici cu bebelușul, cu cel mic, da, nu? Da, aici sunt cu bebelușul și soțul. Și soțul și celălalt copil sunt la Viena. Așa că era normal să nu fi primit de la el încă mulțumesc florile, dar cine știe ce te așteaptă acolo, cu toate că mai puțin în Occident se pune preț pe, pe cadouri, pe evenimente. Cum ai simțit diferența asta? Pentru că noi, latini, fiind, ai plecat practic în Austria alături de el, chiar dacă cu mulți ani în urmă, dar răceala și căldura ta cum s-au împletit? Într-adevăr, a fost un șoc emoțional și șoc cultural, dar noi românilor ne place în Austria, dacă te uiți, fiecare al doilea român se duce sau bucureștean cel puțin, se duce să schieze prin Austria. Deci, cumva, suntem obișnuiți și ne place ospitalitatea lor, ne place să ajungem să facem, nu știu, turism acolo. Sunt prietenoși și foarte fair, au așa o abordare foarte corectă. Și cum se spune despre ei că sunt reci, nu sunt reci, doar că sunt extrem de disciplinați. Dacă ajungi să ai relații apropiate cu cineva, sunt mai profunde într-un anumit fel decât le abordăm noi în România. Deci sunt mai puține, diferența e așa. Râdea soțul meu sau eu râdeam, nu știu care unul de altul, dar când eram în România, el vorbea o oră la telefon cu mama lui să-i povestească și să-i spună ce se mai întâmplă, iar eu într-o oră, în loc de o persoană, vorbeam cu 10, știi, cu cunoscuți, cu oameni, cu relații, cu oameni care lucram. Deci sunt mai multe și în unitatea de timp la ei sunt mai profunde, alocă mai mult timp pentru mai puține... E mămos, e dătos, e frătos, adică respectă relațiile de familie. Respectă relațiile de familie și relațiile profunde. Și ceilalți, că m-ai întrebat diferența, cam asta e diferența. Sunt foarte orientați către familie și către viața lor personală și aproape deloc orientați către relațiile sociale. Deci pentru familie, soț, soție, copii, mamă, tată, alocă fiecare timp suficient, mult, multă atenție, dar pentru prieteni și rude de a mai depărtate, foarte puțin, aproape deloc. Hai să abordăm puțin, să intrăm puțin în profunzimea subiectului, apropo de faptul că te-ai căsătorit, să zic așa, foarte târziu, punând accent pe carieră și despre preocupările tale, pentru că tu consiliezi foarte multe femei aflate în situații similare. Sunt multe persoane care nu și-au găsit perechea și sunt disperate, efectiv. Ce e de făcut? Ce sfaturi ai putea să dai ca și specialist? Sunt foarte multe femei, suntem foarte multe femei cu tot felul de provocări de-a lungul vieții și primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că ca și coach nu le dau sfaturi în orele în care ne întâlnim împreună. Fiecare își găsește soluția care îi se potrivește. Eu dar sunt o oglindă și reflectăm împreună preocupările, gândurile, nevoile, valorile și vedem care sunt punctele de intersecție. Acum, dacă mă întreb așa la o discuție între doamne, pot să-mi dau sfaturi ca o femeie, să zicem. Da. Și primul sfat este să se uite în oglindă și să încep. Eu, primul pas pe care l-am făcut, am avut așa un fel de criză de identitate pe la 20 și ceva de ani și am început să fac niște cursuri de dezvoltare personală. Pentru că nu mă mai simțeam bine în pielea mea. Ceva parcă nu îmi plăcea, știi? Și atunci am început să citesc, să mă uit, să mă dezvolt. Și este o perpetuă preocupare de viață, cum ar veni, de 20 ceva de ani tot fac asta. Și am ajuns să-i sprijin și pe alții. De ce? Pentru că, din nou, am avut așa un fel de ghem în stomac. Când începi să ai un ghem în stomac și să simți că ești ca la examen și nu te-ai pregătit, știi, ghemul ăla din stomac, ăla e un semn că nu ești pe drumul tău.
că e ceva în neregulă, că undeva ai un derapaj. Sunt și niște exerciții care se pot face pentru dislocarea ghemului? Da, sunt niște, dar cel mai bine este să faci și acțiuni, dar și exerciții, dar așa. Meditația, rugăciunea ajută foarte mult, lucrul cu un coach, să, un psiholog, sunt foarte multe, un preot. Și care să schimbi traiectoria, da? Deci să pleci din locul cu ghemul. Să pleci din locul cu ghemul, dar nu oriunde, iară, că dacă nu identifici exact care este cauza, noi și medical de multe ori și psihic și emoțional de cele mai multe ori vindecăm simptomele. Știi? Ne ducem și luăm un paracetamol și nu mă mai doare capul. Dar cauza, faptul că nu știu, n-am băut apă sau că n-am, sau că am o relație tensionată sau că mă cer cu mama tot timpul sau cu copilul sau, știi, la astea nu mă uit în spate, care sunt acumulări de un an, de doi, de o viață uneori, sau se perpetuează de la o generație la alta. Și dacă nu mă uit și nu fac o, ca un audit al vieții proprii, nu știu, ca o mapare, ca o mapare a vieții cu elementele care o compun și să vezi care sunt în disonanță. Foarte interesant, ai abordat și subiectul relației cu mama și apropo de lucrul acesta și soțul tău, iată, în comparație, să zic așa, relația cu părinții și relația ta sau altor familii, altor doamne cu părinții, ce probleme pot apărea la un moment dat, în momentul în care tu, ca și femeie sau ca și bărbat, te desprinzi din matcă? Foarte multe probleme pot apărea și iar primul lucru este să mă uit care sunt la mine prioritățile, care sunt la mama prioritățile, care sunt la soțul meu prioritățile. Soțul meu are valori, de exemplu, leadership, inovație, dar și familie, da? Mama este cu niște nevoi foarte puternice, nevoie de siguranță, nevoie de apartenență, nevoie de, de a fi în mijlocul familiei și cu frici foarte mari, de singurătate, de abandon. Trebuie să ne vedem. Și eu am o frică a abandonului, că tatăl meu a murit când eram copil și a trebuit să o vindec și să mi-o asum și să o înțeleg și să văd cum aduc frica abandonului în relațiile din viața mea cu bărbații. Nu? Că aducem multe din tiparele și din rănile trecutului, le aducem în prezent și le purtăm cu noi în viitor. Deci, doar atunci când ai vindecat această rană ai reușit să, să te căsătorești, nu? Exact, când am vindecat rana, când am știut cine sunt, când am știut că pot să... Atenție, de ce faci un copil? De ce vrei să aduci pe lume un copil? E o întrebare interesantă, am întrebat multe femei. Și multe, știi, avem răspunsul la casa, îmi dă cineva un pahar cu apă la bătrânețe, ca să... am un ajutor, ca să-i dau să-i las averea, să las ce am acumulat, să-l fac pe soțul meu fericit, să am și un rost în viață. Sau să-l țin acasă, pentru că sunt foarte multe femei care mai mulți copii, din ce în ce mai mulți, ideea de a-l acapara. De a-l încorseta. Da. Sau invers, sunt bărbați care zic, am lăsat-o însărcinată și acum e a mea. Nu mai pierd. Exact. Da, dar de ce aducem pe lume un copil? Aducem pe lume un copil atunci când suntem, când atingem un grad de înțelepciune și de maturitate și suntem capabili să dăm din ființa noastră și să o transferăm mai departe și să împlinim și să ajutăm la împlinirea unei alte ființe umane. Copiii nu sunt ai mei, sunt ai lui Dumnezeu, sunt ai creației, fiecare în ce crede, ai universului. Și eu sunt cel care îi aduc pe lume și am grijă de ei să crească responsabili, independenți, armonioși, echilibrați și să facă lumină și iubire, să aducă în lumea asta și să fie niște persoane care aduc bine în lumea asta în care trăim și sunt încă o sursă de bine și de frumusețe. Dacă te uiți așa la a crea viață, a da viață și te uiți la magia feminității tale din perspectiva asta, te simți așa ca o zeiță, știi?
minunat. Hai să mă arătăm puțin și să spunem povestea acestui șal, pentru că de aici e simbolistic și de aici putem scoate în evidență puterea gândului. Puterea gândului, puterea exact. Gândului. Care este neapărat, ca să aibă putere gândul, trebuie să fie în același timp sprijinit de emoțiile, emoțiile coerente cu gândul, congruente cu gândul. Șalmii l-am făcut în 2019, când aveam un workshop și era un workshop despre obiective. Obiective care sunt din nou aliniate cu menirea ta. Și mi-am printat dorințele mele și obiectivele mele. Aici era o familie, pe vremea aceea aveam familia compusă din eu, soțul și un băiat, Luca, băiețelul nostru, și ne doream încă un copilaș. Deci, practic, copilașul de jos era copilașul este din Photoshop. Da, era este din Photoshop. Da, este din Photoshop. Dar așa vedeai tu familia. Așa vedeam eu familia, da, în patru, cu doi copii și doi părinți și doi copii. Și băiețel. Nu, băiețel e în imagine. Nu, e fetiță. E fetiță. Aici a ieșit diferit. Da, dar era un copil. Nu țineam la sex, așa. Da. Așa s-a nimerit. Așa s-a nimerit, da. Și aici sunt eu având workshop-uri internaționale, știi, dar pe vremea eram în România. Eu ținând workshop-uri internaționale și mai e un secret, aici în spate sunt e un copac cu bani. Oh, mai stai puțin, da, te rog. Copacul cu bani. Wow. Copacul cu bani. Minunat, da. Minunat. În sensul de abundență, știi? Bun. Abundență. Acum spune-ne ce s-a întâmplat. Ce trebuie noi să facem dacă avem asemenea sau alte obiective? Cum ar trebui noi să le tipărim în creierul nostru și în sufletul nostru? Vizualizare. Puterea vizualizării e foarte importantă. Creierul, neocortexul, partea cea mai nouă și mai are și ea niște milioane de ani, dar oricum e cea mai nouă parte a creierului nostru, are putere de a vizualiza și nu știe diferența, dă aceleași semnale în organism ca atunci când ești în situația respectivă. Deci dacă îmi imaginez cu putere, vizualizez lucrurile pe care mi le doresc, cu simțul, îmi introduc simțurile în imaginea respectivă și repet asta de foarte multe ori, corpul meu începe să primească semnalele emoționale și hormonii se secretă ca și când sunt în situația respectivă și începe să-l perceapă ca adevăr. Acum, neapărat trebuie să-mi aliniez, din nou, emoțiile cu cuvintele, cu faptele, că dacă eu îmi doresc un copil și sunt tot timpul doar la muncă, nu mă duc la niciun control ginecologic, nu îmi fac nicio analiză și nu se întâmplă nimic. Trebuie făcute și astea, analizele și toate lucrurile medicale care trebuie făcute. Și medicale și în relație, da? Deci nu pot să meditez, nu sunt buruien, nu sunt ierburien și buruienile să dispară. Trebuie să mă duc să le scot din pământ, buruienile. Dar meditația și imaginația sau rugăciunea, orice formă de conectare cu sinele e foarte importantă. Să fiu eu cu cum mine însă. Cum te conectezi tu cu tine, dacă poți să ne spui? Da, vă spun. Ce tehnici folosești? Folosesc. Nu ce recomanzi, ce folosești? Da, folosesc asta, meditație ghidată, meditație pe bază de respirație, folosesc rugăciune, am mare credință în puterea rugăciunii, în puterea mantrelor, eclectic, aș putea spune, adică din diferite religii și din diferite culturi. Am și luat ce tău? Mi s-a părut că e valabil soțul pentru mine. Soțul tău ce spune? Soțul meu și el crede foarte mult în puterea manifestării. Mi-a povestit cum la 8-9 ani era la un concert și și-a dorit foarte mult, când o să fie el mare, cumva, să fie și el pe scena aia și să concerteze. Și a ajuns peste, nu știu, 15 ani să concerteze acolo. El cântă la pian și la cello, la... da. Si. Violoncel. La violoncel. Aveam un lapsus. Mulțumesc. Da. Vom vorbi puțin și despre burnout și toate stările da, pe scuze. Care... Da, scuză-mă. M-ai întrebat mai devreme și n-am spus despre femei. Atenție foarte mult la femeile de carieră și eu era să derapez acolo. Mi-am adus aminte că m-ai întrebat și n-am spus. Și eu era să derapez acolo. Cariera devine foarte importantă și ăsta este un apanaj
din păcate, al mai masculin. Adică fiecare avem și o energie feminină și energie masculină. În diferite etape ale vieții o manifestăm mai mult pe una sau pe cealaltă. Cariera, acțiunea, banii, orgoliu, demonstrațiile. Țin de partea masculină. Da, țin mai mult de ei și de acea parte a noastră și este ok să îi dai o voce și să ai succes în ceea ce îți dorești. Tot ce spun eu este să o faci conștient și să o faci asumat. Și să știi că dacă mi-am dedicat 10 ani de zile unei cariere ca să ajung, nu știu, director de ceva sau CEO sau eu știu ce poziție, funcție importantă, s-ar putea să nu am energia necesară și puterea de concentrare ca să-mi construiesc și familia armonioasă pe care mi-o doresc, dacă mi-o doresc. În același timp, dacă aloc foarte mult timp familiei, copiilor, s-ar putea să nu am timpul, energia necesară să aloc la fel de mult și carierei. Dar ce facem noi femeile? Cădem foarte mult în această meteahnă de a ne autocritica și a crede că trebuie să fim cele mai mari femei de afaceri, cele mai mari femei de carieră, cele mai bune mame, cele mai minunate femei ca trup. Și pentru că, iată, putem ajunge și la burnout și în 2000. Da. Uite, vreau să punctăm și cazuistica aceasta, să spunem așa. În ce situații și cum ajungem la burnout și dacă există căi de vindecare? Da, există. 70% dintre angajații din România au declarat că au avut un episod de burnout în ultimii 2 ani. E destul de periculos ce se întâmplă. Burnout înseamnă, vine din engleză, a arde total, deci o epuizare totală, un mod de a te... Nu mai poți să ridici din pat sau ești la birou și ești catatonic. Ești epuizat. Există soluții? Da, există soluții. În afară de cele medicale cu pastiluțe. În primul rând, profilaxia, știi? Profilaxia salvează România. Profilaxia și prevenția sunt foarte importante. Când simți că ai, că nu te mai poți concentra, că ai, nu mai ai motivație, da, trebuie să lucrezi cu un coach. Cu un coach. Mulțumesc frumos, Oana Anastase, alături de noi astăzi. Dăm legătura în multe, multe locuri, pentru că avem aici studioul plin de invitați, dar acum publicitate și apoi revenim.